Asta e fratele Ofunt, Alex, și astăzi o să vă zic o problemă ce am întâmpinat-o cu mouse-ul. Mouse-ul ăsta e de la Spacer, nu băgați în seamă cauciucul rupt, nu e nimica, nici un cablu rupt, l-am fi desfăcut să văd dacă e ceva rupt, nimica nu este rupt. Și aici vreau despre ce e rupt, l-am deconectat, l-am conectat înapoi, luminii s-a seapun de câta, după aceea se usă revise notre sincronică. Ok, trebuie să vedem semințele, ca venim la zi. Înțelegați să reconectați device-ul. Da. Deci, hai să din device management. Deci, device manager. Asta. Hai să avem uncount device, adică device-ul, mouse-ul care nu-l recunoaște. De obicei, de aici este problema. Încă unul se vede device. Device descris sau request fail. Uitați, după cum vedeți, update device software. Dacă vrem, dăm aici. Uneori chestia asta trebuie să mai apropie că la mine, după cum vedeți, nu merge. Next. Ok. După cum vedeți, tot asta. Și dacă fac asta, se la încă un device, tot asta va fi. Am zis că unele metode, dar tot nu merge. Probabil că voi găsi o metodă bună, dar vă las pe voi să-mi ziceți cum să fac oare să meargă. Deci cum să fac oare să meargă să meargă device-ul oare. Ok, văd că aici am zis altceva. Sau că nu aici ne trebuie... În fine, cancel și să apropadăm software-ul. Aici nu mai trebuie online upgradat. După cum vedeți, Windows nu găsește driver-ul pentru device. Nu-l poate găsi pe uncount device. Deci, după cum vedeți, misc. Și nu se misc. Vedeți? Asta, nicio problemă. Trebuie să vedeți la asta. Vedem unde. Miss an order. Asta este mouse-ul laptopului, touchpad-ul, doar că mouse-ul ăsta nu mi-l găsește, practic. Practic nu vrea să mi-l găsească. Iar după zice că nu mai găsește device. Iată, i-am dat CV load, tot așa, bug, scan head of senders, nimic. Ia uitați. Scan update senders, nu. Update driver online. Caut online, tot așa, și nimic. Îl deconectez. Nu merge. Îi dau un install. Încă un device îi dau un install ca să dezactivez device-ul. Îl deconectez. Tot așa. Deci, după cum vedeți, această chestie se pare că nu vrea să meargă practic cu device. Nici dacă am vrut driver, v-am zis, nu merge. A zis că a fost un mouse bun, așa, nu mai mult de o lună. Hai să vă zic, acum nu mai merge. Deci, m-am mai dus eu la altă opțiune, zicea că mouse-ul, zic că nu are driver-ul. Nu are driver-ul bun. Practic, acesta a fost videoclipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați, dați un like și un subscribe. Și să-mi ziuiteți cât mai multe sugestii pentru a face mouse-ul acesta să meargă. Cu voi a fost Alex și ne revedem data viitoare. Pa, pa!